Maioneza este un condiment versatil și gustos care poate fi folosit în multe rețete, atât sărate cât și dulci. Varianta tradițională, pe bază de ouă, unt și lămâie, este foarte calorică și poate să nu fie potrivită pentru toată lumea. Din acest motiv, în ultimii ani a existat o tendință larg răspândită de a prepara maioneze alternative, pe bază de ingrediente vegetale. Una dintre cele mai interesante variante este maioneza cu sfeclă roșie. Acest sos are o culoare strălucitoare și o aromă dulce, aromată, ceea ce o face perfect pentru a însoți preparatele din carne, pește, legume și brânză. Ingrediente: 200 grame de sfeclă roșie prefiartă, 100 ml lapte de soia, 100 ml ulei de semințe de floarea soarelui, o lingură suc de lămâie, puțină sare. Pregătirea: tăiați sfecla în cuburi și strângeți-le într-un pahar înalt, adăugați laptele de soia și sarea și amestecați până la omogenizare. Turnați uleiul de semințe de floarea soarelui încet, continuând să amestecați la viteză mică. Când maioneza a ajuns la consistența dorită, adăugați sucul de lămâie și amestecați încă un minut. Transferați maioneza într-un borcan și păstrați-o la frigider până când este gata de servire. Sfat: pentru o maioneză mai groasă, măriți cantitatea de sfeclă sau folosiți un ulei cu punct de fum mai mare. Dacă vrei să obții o maioneză mai gustoasă, adaugă o lingură de muștar sau un praf de piper negru. Maioneza din sfeclă roșie se va păstra la frigider 3-4 zile. Variante: pentru o maioneză mai cremoasă, puteți înlocui laptele de soia cu crema de legume. Pentru o maioneză mai picantă, adăugați ardei iute roșu tocat. Pentru o maioneză mai aromată, adaugă o lingură de arpagic tocat. Maioneza cu sfeclă roșie este un sos versatil și gustos care poate fi folosit în multe rețete. Este o alternativă valabilă la maioneza tradițională, mai ușoară și mai sănătoasă.